Bună dimineața, sunt Berlin și acum mergem să vedem Berlin și ce mai e acolo. Să vedem în oraș. Am ajuns în Berlin și acum sunt în metrou, efectiv caut linia de tren ca să ajung în cumva acolo. Pentru acolo mă văd cu Mihaela Berdaga. Acum sunt pentru prima dată într-un metrou din Berlin și ar trebui să găsesc linia de tren. Nu, de fapt de metrou. Așa că să începem că aparent am găsit un control, trebuie să o apuc. Eu m-am întâlnit într-o fila și am mers să mâncăm că, după cum știți, niciodată nimic nu mâncăm. Nu merge acum, da? E putat cu ceva caracter. Deci am făcut așa crezând că nu am nimic aici, dar în fine. Dubla 2. Deci, într-un final, am terminat și noi plimbarea noastră friguroasă, ne-am așezat să mâncăm și mergem mai departe să facem niște pozici foarte drăguțe și să filmăm un vlog la care încă nu m-am gândit ce o să filmăm de fapt. Dar încerc să arăt Valeriei cele mai frumoase de aici, de la Berlin. Să începem! Ați înțeles, da? Asta o să facem noi până eu mă decid ce vreau să filmez cu adevărat în această viață. Da. Mihaela acum că e aici la cum se numește stația? La Brandenburg Tor, un om care protestează și efectiv e gol. Și vreau să vă arăt și vouă toată treaba asta. De fapt, ce se întâmplă? Ca să înțelegeți. Și are și Instagram acolo, dacă în cazul în care vrei să-i dai follow, să știi cum funcționează, da? Înțeles, da? Instagram-ul. Hai să aproape. În cazul în care vreți să-l urmăriți. Apreciați. Doua zi în Berlin. Asta este outfit-ul meu de astăzi. Nu știu cum să vă arăt. Și am închiriat un smart ca să mă pot schimba, pentru că este extraordinar de frig în Berlin. Nu știu câte grade sunt, în jur de 7-8 sau poate chiar mai frig, dar este horror. O să vă arăt acum imediat cum o să mă schimb eu. Asta este smartul nostru de astăzi. Berlin. Și o să trebuiască să bag acest bagaj în smart ca să mă duc acolo să mă schimb de outfit-ul meu super friguros. Schimbat în Berlin în mijlocul drumului. Vine într-o mașină și mă scoate a doua ținută care este formată din o bluză curtă și trebuie să decidem între cifrele astea sau o pereche de sandale. Pentru că nouă nu ne e frică de frig. Să începem. Am cizmele astea și doi, am sandale, dar gen ținut asta vreau să fac exact undeva pe aici. Deci îmi seama foarte rapid, dar trebuie să rămân în sandale. Da, așa, ia. Nu merg, că e prea mult praf și prea mult jack pe jos. Și nu, pur și simplu, n-arată ca și cum ar face parte din imaginea asta. E Berlin. Da, așa e. Dar îmi stric gen, ai văzut poza aia, aia cu picioarele. S-o las așa. Ideea e că poate fi cumva să fie foarte
rochea de la Muruț. Da, adică ar trebui să prind cumva foarte așa, știi? Uh-huh. Adică nu se văd ce are. Nu e roche, e fustă. Nu mă scuzi. Sacrificiu! Să mă piși pe plun. Stă-ți seama. La 8 grade, valerie instantan. Și vorbim. Hai de mine, e dimineața, am ajuns în Paris. Cum am ajuns aici, nu știu, că trebuia să stau până sâmbătă în Berlin, dar lucrurile s-au schimbat și am o nouă campanie cu cei de la Ninfa. Așa că sunt acum cu șoferul. Mergem să luăm pe David, pe fotograf. Și după aia mergem să ne cazăm și începe ziua de muncă. Ideea e că și în Paris plouă. Deci dacă credeți voi că în Berlin a plouat și în Paris nu plouă, păi plouă peste tot. Nu știu cum o să ne descurcăm noi, dar sper că o să fie totul foarte bine și că nu o să răcesc și că aceste două zile o să treacă cu brio. Îmi place munca mea cumva, deși e foarte obositoare, dar I like it. Da, am ajuns acum în alt terminal pentru că aparent aeroportul ăsta este foarte mare și trebuie să mergem, să-l luăm pe David. Am ajuns în Paris. Bună ziua! Toată lumea se ascunde! Și noi avem o ținută foarte drăguță, dar nu vă arăt. O să mergem să facem poze în Paris. Da, da, nu, stați liniștiți. Ce frumoasă ești. Băi. Hai, că noi suntem gata de petrecere. Numărul 2. Suntem gata, este 9 dimineața și mergem la Poziki. Am luat ziarul ca să fie treaba și am plecat. Hai! Dacă mă plângeam că în Berlin e frig, păi acum măcar noroc cu Fluffy-ul ăsta pe mine, că altfel muream. Că vă dați seama că de desubt sunt cu ciorele goale. Îmi arăt ciorile la parizieni. Of, Doamne, sper să nu mor și azi de frig și să mă ajut și mine Dumnezeu ca să nu rășesc. Că a fost și tare, tare aiurea, că n-a spus lucrez. Dar nici tare îmi place să lucrez. Și David se uite la mine de parcă... Ce ești nebuna asta? This is the life! Că nu, de altă și? Da. Altă.
astea îți bombă. Faci șefiesă, șărășeală, șoleac de gripă, tot faci. Iar cascările astea, dacă vrei să slăgești și simt bolnăvești în același timp, vin în Paris la Cyclic Cure. Mă doare sufletul. Și bombă. Zic eu, astea vrea să te-ți bărbați cum mă iubesc pe mine, adică nimic. Ascult și zic eu, eu o spate trecută prin mulți care îmi pare să... Cările este... Acum intrăm în Budă, adică în Dubă. Pentru că trebuie să ne schimbăm pentru ultimele două ținute. Hai cu mine să mă schimb. Scoate textila, arată ce ai. Stai așa că eu sunt slăbuță la mama. Mama, mă pun slăbuță, ce mă nu-i țin. Nu trebuie să mă văd toată lumea, trebuie să mă văd numai eu. Dar nu trebuie să vadă...